dată și persoanelor cu deficiențe de auz. Victoria Colesnic vă prezintă Telejurnalul. Bună ziua și bine v-am regăsit la Telejurnal. Iată principalele subiectele ediției. Sfidând regulile de protecție și distanțare fizică, sute de credincioși au pornit astăzi în tradiționalul drum al crucii, totul cu binecuvântarea Mitropolitului Chișinăului și a întregii Moldovei, Vladimir. Polițiștii au început un proces penal pentru acțiunile violente din timpul protestelor veteranilor. 9 persoane sunt cercetate, opoziția și societatea civilă contestă violențele. România înregistrează un nou record de 799 de cazuri de infectare cu noul coronavirus. Legea carantinei și izolării ar urma să intre în vigoare abia săptămâna viitoare, după ce aseară a fost votată de Senatul de la București. În ciuda pandemiei de coronavirus, 10 de credincioși s-au reunit astăzi pentru a participa la drumul crucii și al pocăinței în jurul Chișinăului. Legea este clară și interzice întrunirile în masă, iar regulile sunt obligatorii. Participanții nu au respectat distanța fizică, iar masca era adesea purtată incorrect. Manifestarea a fost organizată de Mitropolia Moldovei cu binecuvântarea Mitropolitului Vladimir. Unii vin, merg, oleacă, pleacă, vin alții și tot așa se completează. Nu e un număr anumit că, care merg. Asta credeți că o să ne scape de coronavirus? Da, numai decât. Unde merge Duhul lui Dumnezeu, se biruiește Duhul Satanii. Moartea, a venit moartea în lume, dar Dumnezeu ne-a adus viață. Și când oamenii merg în Duhul lui Dumnezeu, zdohnesc microbii. Motocicliștii din Chișinău au protestat astăzi nemulțumiți că le-a fost interzisă circulația pe bulevardul Ștefan cel Mare și Sfânt. Care este explicația autorităților locale pentru această măsură, vă spunem imediat în Telejurnal. Rămâneți alături de noi! Eșecul moțiunii de cenzură în Parlamentul de la Chișinău sau menținerea guvernului Chicu interimat până la alegerile parlamentare anticipate de anul viitor. Sunt scenariile președintelui Igor Dodon privind soarta moțiunii de cenzură depusă ieri de deputații PAS și PPDA. Potrivit legii, moțiunea ar urma să fie dezbătută săptămâna viitoare în plenul Parlamentului. Deocamdată, opoziția nu are suficiente voturi pentru a da jos guvernul Chicu. Președintele Dodon a criticat dur decizia fracțiunilor PAS și PPDA de a depune moțiune de cenzură. Potrivit lui, intenția opoziției ar fi de a provoca haos. Totuși, președintele e sceptic că proiectul moțiunii se va bucura de sprijinul majorității deputaților din Parlament. Cel mai probabil va fi soarta ca și cu moțiunea cu doamna ministru sănătății. Cel mai probabil nu vor fi voturi pentru demisia guvernului Chicu. Săptămâna viitoare vom vedea un vot comun a coaliției neoficiale a haosului Sandu, Candu, Plaha, Șor. În cazul în care vor exista totuși suficiente voturi pentru demiterea guvernului Chicu, președintele anticipează imposibilitatea opoziției parlamentare de a investi un alt guvern. Dacă acest guvern va cădea săptămâna viitoare, dacă va fi votată moțiunea de cenzură, atunci, cel mai probabil, noi vom avea guvern interimar, guvernul Chicu interimar, până la alegerile parlamentare anticipate din anul viitor. Potrivit legii, moțiunea de cenzură poate trece de Parlament dacă este susținută de cel puțin 51 de deputați. În prezent, coaliția PD-PSRM, fiind susținută și de deputatul independent Alexandru Oleinic, deține majoritatea în legislativ. Polițiștii au început un proces penal pentru acțiunile violente din timpul protestului veteranilor, care s-a desfășurat ieri în fața Parlamentului de la Chișinău. 9 persoane au fost reținute pentru că ar fi manifestat violent și au agresat polițiștii. Președintele Igor Dodon justifică folosirea gazelor lacrimogene împotriva veteranilor, în timp ce opoziția susține că poliția a provocat vătămări corporale grave manifestanților. La protestul de ieri al veteranilor, polițiștii au folosit dispozitive cu electroșoc și spray-uri lacrimogene împotriva manifestanților. Într-un clip video postat pe o rețea de socializare, doi veterani susțin că au fost victime ale violențelor poliției. Unul dintre veterani spune că a fost călcat în picioare de polițiști, iar altul că a fost îmbrâncit și au fost rupte distincțiile. Am protestat cât am protestat, pașnic, n-am făcut nimănui nimic. O venit deodată pandemia de poliție,
au început să ne îmbrânșească, să ne colopoase. Și iată, eu am nimerit tot acolo, m-am îmbrânșit, m-am dat jos, mi-au rupt distincțiile de ordine, de stat, crucea memoriei și vulturul de aur. Pe urmă, iată, în cap aici au și șușcam, așa, o gematomă. Vedeam că ați filmat, să vadă, uitați-vă și făcut poliția, cum ne-a bătut. Uitați-vă. Da. Uitați-vă, că ce sunt eu pe noi. În urma altercațiilor dintre veterani și polițiști, 9 persoane au fost escortate la inspectoratul de poliție. Ele vor fi cercetate penal în stare de libertate. Persoanele care au manifestat violent, care au lăsat angajații poliției, care au manifestat nesubordonare la cerințele angajații poliției, în număr de 9 persoane, au fost deci conduse la inspectoratul de poliție Buicani, unde deci au fost audiați pe marginea acțiunilor care au fost admise pentru acțiunile cu caracter violent, pentru nesubordonare, pentru împiedicarea organelor de drept de a-și exercita atribuțiile funcționale orientate în domeniul ordinii și securității publice. În privința acțiunilor respective, de către organul de urmărire penală a fost pornit un proces penal în conformitate cu prevederea articolului 349. Președintele Republicii Moldova, Igor Dodon, consideră că polițiștii care au folosit forța și gazele lacrimogene împotriva veteranilor au acționat în conformitate cu legislația. Eu nu sunt împotriva protestelor. Să protesteze conform legislației în vigoare. Eu nu sunt de partea cuiva sau împotriva cuiva. Eu, în calitate de președinte al Republicii Moldova, sunt pentru ordine, pentru respectarea legii. Urmăriți, vă rog, ce se întâmplă în diferite state acum, în aceste zile. Și cum organele de forță din alte state asigură ordinea publică. Comparativ cu acțiunile polițiștilor din Statele Unite sau din unele țări europene, polițiștii noștri sunt boje aduvancice. Și președinta PAS, Maia Sandu, a venit cu o reacție privind acțiunile autorităților față de veterani. Eroii noștri au ajuns să fie târâți și loviți la ordinele unui trădător și laș care își spune președinte, dar se teme de proprii cetățeni. Dodon, te vom alunga de la putere și vei răspunde pentru toată batjocora și umilința la care supui acest popor. La rândul său, deputatul Platformei Demnitate și Adevăr, Kiril Moțpan, susține că polițiștii și-au depășit atribuțiile. El susține că poliția a cauzat protestatarilor vătămări corporale grave cu aplicarea forței neproporțională și excesivă. Mâine o să depun un demers pe numele procurorului general ca să fie pornit o cercetare penală pentru că după mine au fost comise infracțiunea de către polițiști. Într-o declarație emisă astăzi, Amnesty International Moldova condamnă aplicarea forței și folosirea gazelor lacrimogene de către poliție, precum și reținerile din timpul protestului pașnic organizat ieri de veterani. Reprezentanții organizației internaționale le reamintește autorităților că prevederile Constituției Republicii Moldova garantează fiecarei persoane dreptul de a-și exprima opinia și de a participa liber la mitinguri, demonstrații, procesiuni sau întruniri publice. Și Promolex condamnă comportamentul agresiv al poliției la protestul veteranilor din fața Parlamentului de la Chișinău. Experții Promolex au atras atenția că intervenția forțelor de ordine la întrunirile publice este admisă doar în condițiile procedurilor descrise expres în legea privind întrunirile. Între timp, Partidul Unității Naționale a depus astăzi un denunț împotriva abuzurilor poliției, împotriva veteranilor războiului de la Nistru. Potrivit liderului PUN, Octavian Țicu, modul în care cei care s-au sacrificat pentru independența Republicii Moldova au fost tratați de oamenii legii este unul descalificant și dovedește teama actualului regim de propriul popor. Și avocatul poporului solicită autorităților inițierea unor anchete transparente și obiective cu privire la acțiunile angajaților de la interne implicați în menținerea ordinii publice în cadrul protestelor. Utilizarea forței poate avea loc în condiții de legalitate, proporționalitate și necesitate, cu respectarea drepturilor fundamentale ale omului, precizează avocatul poporului. Îngrijorări vin de la Bruxelles privind proiectul de modificare a codului electoral ce urmează a fi aprobat săptămâna viitoare în lectura a doua de Parlamentul Republicii Moldova. Europarlamentarul Siegfried Mureșan cere legislativului de la Chișinău respectarea recomandărilor Comisiei de la Veneția la modificarea legislației electorale și se arată îngrijorat, în special de prevederea potrivit căreia concurenții electorali pot fi eliminați mai ușor din cursă. De cealaltă parte, reprezentanții CEC spun că noua legislație electorală respectă toate normele democratice.
Europarlamentarul Siegfried Mureșan e îngrijorat de superficialitatea cu care este trecut prin Parlament proiectul de modificare a codului electoral. El cere guvernării de la Chișinău dezbateri publice înainte de votul final. Cele mai îngrijorătoare modificări se referă la limitarea drepturilor de vot ale cetățenilor Republicii Moldova, permițând autorităților electorale să exclude candidați din cursa electorală sau extind competențele Consiliului Audiovizualului în vederea sancționării presei. Se menționează în declarație șefului delegației Parlamentului European la Comitetul UE Republica Moldova, Siegfried Mureșan. De cealaltă parte, reprezentanții Comisiei Electorale Centrale spun că prevederea potrivit căreia concurenții electorali pot fi excluși din cursă de către organul electoral nu contravine normelor democratice. Dacă persoana dată nu obiectează în privința hotărârii de excludere din cursă, atunci el se exclude din cursă. Dacă el contestă, el nu se exclude până nu este hotărârea a instanței de judecat. Opoziția parlamentară a criticat dur proiectul, menționând că dacă acesta va fi aprobat în redactarea actuală, va fi contestat la Curtea Constituțională. Este inadmisibil să modifici legislația electorală în favoarea unui anumit concurent electoral cu doar 3 luni înainte de alegeri. Acest lucru contravine standardelor Comisiei la Veneția, contravine jurisprudenței Curții Constituționale și cu siguranță dacă majoritatea va insista și va vota aceste prevederi, noi le vom contesta la Curtea Constituțională pentru că ele sunt neconstituționale. Reprezentanții Partidului Democrat se arată surprinși de obiecțiile PAS, în contextul în care reprezentanții fostei coaliții PSRM acum și-au delegat membrii la Comisia Electorală Centrală. Comisia Electorală Centrală este formată din exponenții acestor formațiuni politice. Acest proiect care a venit acum în Parlament este proiectul elaborat de către Comisia Electorală Centrală. Și este foarte strană această abordare. Cei pe care i-au delegat tot ei au venit cu acest proiect și cei care i-au delegat se revoltă de acest proiect. Modificările la codul electoral, codul contravențional și codul serviciilor media urmează a fi aprobate în lectură finală săptămâna viitoare în plenul Parlamentului, deși inițial s-a propus reducerea timpului votării cu 2 ore de la ora 8 la ora 20. După dezbateri în Comisia Juridică, timpul votării a rămas cel de la scrutinele anterioare, adică se va vota de la ora 7 la 21. Mai mulți motocicliști au protestat astăzi în Piața Marea Adunării Naționale din Chișinău. Ei sunt nemulțumiți că le-a fost interzisă recent circulația pe bulevardul Ștefan cel Mare. Autoritățile locale spun că indicatoarele de interdicție au fost instalate după ce mai mulți cetățeni s-au plâns la poliție că îi deranjează zgomotul făcut de motocicliști. După ce au fost scoase în anul 2017, indicatoarele care interzic circulația motocicletelor pe bulevardul Ștefan cel Mare au reapărut la începutul acestei săptămâni. Acest lucru i-a deranjat însă pe motocicliști. Motocicliștii din Republica Moldova și în special din Chișinău sunt foarte indignați despre deinstalarea indicatorului 531, ceea ce interzice circulația motocicletelor pe bulevardul Ștefan cel Mare. Noi calificăm această acțiune ca o faptă discriminatorie, reieșind din chestia că noi avem aceleași drepturi ca oricare automobilist. Eu, ca simplu amator de motociclete, am fost un pic surprins pentru că n-a fost nicio comunicare publică, n-a fost nicio consultare. Ne-am fi așteptat cel puțin, cum spune legea, părțile interesate să fie consultate. Potrivit unui comunicat al primăriei Chișinău, indicatoarele ce interzic deplasarea motocicletelor pe bulevardul Ștefan cel Mare au fost instalate recent după ce mai mulți oameni s-au plâns la poliție că îi deranjează zgomotul făcut de motocicliști. Noi nu încălcăm nimic. Dacă vorbim de sunete, noi am trecut revizia tehnică, oricare motocicletă are revizia tehnică, ea merge așa cum merge. Deci, în loc să rezolve o problemă de sistem, se introducă legea cu privire la sunet, revizia tehnică, motocicletă și mașinile, deci să fie verificate la sunet, polițistul de patrulare care merge să aibă sonometru, să poată verifica, facem motocicleta, mașina face gălăgie și atunci să fie întreprinsă măsuri. Între timp, Alexei Grosu, șeful adjunct al Inspectoratului Național de Securitate Publică, spune că în curând poliția va soluționa această problemă. Programăm să desfășurăm o ședință chiar o masă rotundă cu reprezentanții bikerilor, cu reprezentanții organizații publici locale, poliție. Discutăm asupra problematicii care au apărut și cred că găsim o soluție pentru toate părțile să fie pozitive. De menționat că până în 2017 astfel de vehicule nu puteau intra pe cea mai importantă arteră din Chișinău.
Google, unul dintre giganții în domeniul IT, a anunțat un parteneriat public cu Guvernul Republicii Moldova pentru implementarea unei aplicații dedicată educației. Cum vor beneficia elevii și profesorii basarabeni din această înțelegere, vă arătăm în telejurnal. Fiți alături! Unii vin, merg, oleacă, pleacă, vin alții și tot așa se completează. Nu e un număr anumit că, care merg. Asta credeți că o să ne scape de coronavirus? Da, numai decât. Unde merge Duhul lui Dumnezeu, se biruiește Duhul Satanii. Moartea, a venit moartea în lume, dar Dumnezeu ne-a adus viață. Și când oamenii merg în Duhul lui Dumnezeu, zdohnesc microbii. Așa au mărșăluit 10 de credincioși încă de la ora 8:30 dimineața. Cu steaguri în mâini și rostind rugăciuni, oamenii au marcat evenimentul anual religios Drumul Crucii și al Pocăinței. Majoritatea creștinilor nu au respectat regulile de protecție. Au uitat de distanța fizică și de măști. Mai mult decât atât, ei spun că nu se tem de coronavirus. Ne rugăm la Domnul să ne dea ei. Dar de ce nu sunteți echipați corespunzător cu mască, mănuși? Dar pe noi nu ne temem de boli, de chirău, noi ne temem de Domnul, dar Domnul ne apără de dacă noi ne rugăm. Ne rugăm pentru sănătate și pentru iertare de păcate. Dar de ce nu purtați masca corect? Lăsați-mă, Doamne. Participă mulți oameni, nu vă-i frică de aglomerație? Nu, de unul Dumnezeu. Îmbolnăviți? De unul Dumnezeu trebuie să avem frică. Unii au venit la pelerinaj și cu copiii. Este periculos împreună cu copiii în locuri aglomerate. Nu vă este frică? Atent la drum, atent la drum. Nu-mi frică numai de Dumnezeu să nu fie frică. Da, nici nu-mi frică de Dumnezeu. Mitropolitul Vladimir a binecuvântat Drumul Crucii în pofida tuturor restricțiilor impuse de autorități. În perioada 17-18 iulie 2020, în jurul Chișinăului se săvârșește tradiționalul Drum al Crucii și al Pocăinței. Cu acest prilej, în dimineața zilei de astăzi, înalt preasfințitul mitropolit Vladimir a săvârșit slujba acatistului acoperământului Maicii Domnului în curtea bisericii de lemn cu hramul Adormirea Maicii Domnului de la porțile orașului, înconjurat de slujitorii și credincioși dornici de a primi binecuvântarea arhipăstorească la începutul Drumului Crucii și al Pocăinței. Se arată într-un comunicat emis de Mitropolia Moldovei și a întregii Moldove. Credincioșii au pornit în pelerinaj de la Biserica din Lemn din sectorul Botanica. Conform programului evenimentului religios, se va încheia la Catedrala Nașterii Maicii Domnului mâine la ora 8:30. De la începutul pandemiei, în Republica Moldova, 3 preoți au fost răpuși de COVID-19. Alți 30 de preoți au infectat cu noul virus. Printre aceștia se numără și episcopul de Bălți și Fălești, Marchel. Încă 9 persoane au fost răpuse de COVID în ultimele 24 de ore. Astfel, bilanțul deceselor a ajuns la 675. Astăzi, în Republica Moldova, alte 230 de persoane au fost diagnosticate cu noul coronavirus, după procesarea 1166 de teste. Iar numărul total al celor infectați este de aproape 20.500. S-au înregistrat și 4 cazuri de import a bolii, din Ucraina și Uzbekistan. Autoritățile au raportat și infectarea încă 8 cadre medicale. Mai multe date despre pandemie, dar și măsuri de prevenire găsiți pe site-ul TVR Moldova la secțiunea COVID-19. După o creștere continuă în ultimele 2 săptămâni a cazurilor de infecție cu COVID-19, specialiștii susțin că situația epidemiologică s-a stabilizat, dar riscurile rămân la fel de mari. Numărul bolnavelor în stare gravă este relativ constant, dar poate fi o situație de moment. Medicii spun și că perioada de incubație a virusului s-a scurtat și în medie este de 5 zile până când bolnavul are primele simptome. Păstrarea regulilor de protecție rămâne esențială. Autoritățile din Republica Moldova spun răspicat că nu există motive de relaxare. Numărul de cazuri fiind în descreștere continuă, numărul de teste procesate zilnic rămâne constant sub 2000. Cazurile extrem de grave sunt în scădere. Dacă să ne referim la cele două instituții mari care sunt axate în mod special pe cazuri extrem de grave, este vorba despre Institutul Medicină Urgentă și despre Spitalul Republican, atunci avem un număr de 27 de persoane la respirație artificială, ceea ce este un număr mic
în comparație cu săptămânile precedente. Pe de altă parte, numărul cazurilor grave a început din nou să crească și sunt în medie 6 pe zi. Directorul Agenției Naționale pentru Sănătate Publică avertizează și despre faptul că peste 1000 de infectați cu COVID-19 sunt copii. Cei mai mulți au vârsta cuprinsă între 1 și 5 ani. Avem 177 de femei însărcinate în diferite perioade ale sarcinii, dar vreau să spun că toate cele care au trecut prin infecție au ieșit bine din infecție și nu avem complicații. Vârsta medie a celor decedați din cauza complicațiilor provocate de COVID-19 este de 66 de ani și cei mai mulți suferau de maladii cronice. Republica Moldova este pe locul 7 în topul țărilor europene la numărul de infectări. Avem peste 6.000 de cazuri active și peste 20.000 de pacienți înregistrați de la începutul pandemiei. Activistul Ghenadie Ciorbă, cercetat penal de forțele separatiste de la Tiraspol pentru extremism, rămâne în arest. El este acuzat că a organizat un protest pe 2 iulie pe podul care leagă orașele Râbnița și Rezina. După ce administrația transnistreană a anulat permisele de ieșire din regiunea secesionistă, pe motiv că ar fi carantină. Decizia e nemulțumit pe localnicii din Râbnița care lucrează sau merg pentru tratamente medicale pe malul drept al Nistrului. Dacă va fi găsit vinovat, activistul civic riscă până la 5 ani de pușcărie. Ministerul Educației și gigantul american Google au anunțat public parteneriatul pentru implementarea unei aplicații dedicate educației în Republica Moldova. Parteneriatul va facilita educația la distanță în școlile din țară. Profesorii și elevii vor avea astfel acces gratuit la tehnologiile și instrumentele Google pentru educație. Aplicațiile Google pot soluționa aproximativ 70% din necesitățile tehnologice de învățare online pentru școlile din Republica Moldova. Este absolut cert că parteneriatul pe care îl vom construi cu compania Google vine în Republica Moldova într-un moment crucial. Vine atunci când noi, mai mult ca oricând, avem nevoie de tehnologii performante în educație. Tehnologiile Google pentru educație au devenit indispensabile în perioada pandemiei, oferind utilizatorilor din întreaga lume un nivel înalt de practicabilitate, inovație și flexibilitate. Astfel, numărul utilizatorilor Google pentru educație a crescut de la 90 de milioane în 2019 la 120 de milioane în 2020. Gigantul tehnologic american Google a dezvoltat o serie de aplicații pentru educație și a adoptat strategia de a oferi spre folosire gratuită tuturor universităților, școlilor, profesorilor și elevilor din întreaga lume pentru a cultiva generații tehnologizate, gata să intre pe piața muncii cu abilități digitale deja formate. Google va oferi asistență specializată pentru conectarea școlilor la aplicațiile și tehnologiile pentru educație și va facilita formarea cadrelor didactice și a studenților în utilizarea noilor tehnologii. Aplicațiile vor fi disponibile și în limba română. Primul efort care l-am depus pentru digitalizarea sistemului educațional a fost, am avut în 15 ani. Eu, ca tare, sunt din orașul Iedineț, în suflet, mi s-a creat o dorință extrem de mare de a aduce aportul la schimbarea sistemului educațional la noi în țară și nu numai. Poate de aia și am ajuns să lucrez la acest gigant american. Va ajuta atât studenții și elevii de a avansa în studii, dar de asemenea de a fi pregătiți pentru viața de viitor. Parteneriatul cu gigantul american a fost facilitat de către proiectul de competitivitate din Moldova, finanțat de USAID, Suedia și UKAID, prin intermediul Centrului Clasa Viitorului. Acesta va asigura consultanță și suport tehnic pentru integrarea reprezentanților instituțiilor de învățământ în procesul de instruire și utilizare a suitei de aplicații Google pentru educație. Pentru implementarea la scară largă în țara noastră și în întregul sistem educațional, dar și pentru adoptarea instrumentelor și a deprinderii filozofiei Google a fost necesar ca să facem acest parteneriat la nivel guvernamental. În perioada crizei COVID-19, Centrul Național de Inovații Digitale în Educație, Clasa Viitorului, în parteneriat cu Google, au facilitat accesul la suita de aplicații Google pentru educație pentru 600 de profesori din 150 de școli din Republica Moldova. Astfel, cu suportul proiectului de competitivitate din Moldova, au fost realizate o serie de videouri explicative care au inițiat
profesorii în procesul de utilizare a aplicațiilor Google. Până în toamna anului 2020, Ministerul va extinde programul de formare la nivel național și va asigura instruiri etapizate pentru 15.000 de profesori. Instruirile vor avea loc în perioada 6 august-15 septembrie 2020 online, în grupuri de cel mult 35 de persoane, repartizate pe raioane și municipii. Hackerii ruși ar încerca să obțină informații secrete privind cercetările în domeniul unui vaccin împotriva COVID-19. Acuzația a fost lansată de mai multe guverne occidentale, cum se apără țările vestice de această amenințare. Vedeți în Telejurnal. Legea carantinei și izolării ar urma să intre în vigoare săptămâna viitoare în România, după ce a fost votat în sfârșit aseară de Senat. În cazul infectării cu noul coronavirus, de exemplu, persoanele vor fi internate obligatoriu doar pentru 48 de ore. În condiții de risc major, însă, vor fi obligate să stea în izolare. La dezbaterele din Senat pe tema legii au participat și premierul Ludovic Orban și șeful DSU, Raed Arafat. Între timp, România înregistrează un record al infectărilor cu coronavirus. Doar în ultimele 24 de ore au fost 799 de cazuri noi de COVID-19, din aproape 19.000 de teste efectuate. Noua lege privind izolarea și carantina a fost adoptată cu o largă majoritate. Au fost doar 8 voturi împotrivă și 3 abțineri. Potrivit actului normativ, izolarea se instituie atât pentru simptomatici cât și pentru asimptomatici. Măsura poate fi luată și fără acordul persoanei, în cazuri de risc major. Indiferent dacă izolarea se face în spital sau în alt loc, persoana respectivă trebuie să fie mai întâi internată pentru investigații, pentru cel mult 48 de ore. Dacă bolnavul refuză izolarea, medicul informează DSP, care în termen de cel mult 2 ore va emite decizia prin care confirmă sau infirmă măsura, iar persoana în cauză o poate contesta la instanță. Legea prevede și că măsura carantinei se instituie pentru persoanele venite din zone cu risc epidemiologic major sau care au fost în contact cu un bolnav. Statul nu te poate forța în niciun caz să urmezi un tratament împotriva voinței tale. În cazul infectării ambilor părinți, statul nu poate lua copilul în supraveghere fără acordul părinților. Aceștia pot opta să lase copilul în grija familiei sau în grija unor apropiați în care au încredere. PSD s-a cantonat strict într-un limbaj COVID, a masacrat această lege și a lipsit-o de anumite elemente care o făceau mult mai viabilă, dar sunt lucruri care se pot rezolva. Prezent la dezbaterile din Senat, premierul a susținut necesitatea legii. Din punctul meu de vedere, nu există decât două categorii de oameni. Oameni sănătoși și oameni bolnavi. Povestea asta cu asimptomatici, mai puțin simptomatici, mai mult simptomatici, este o chestiune care încearcă să creeze o confuzie suplimentară. Legea adoptată de Senat mai prevede că statul nu poate opri bunurile unei persoane bolnave pentru decontaminare. De asemenea, se va recurge la detașarea obligatorie a cadrelor medicale numai dacă nu există suficienți voluntari. Cei detașați vor primi o bonificație la salariu. Nimeni nu știe cum se vor ține cursurile de la toamnă când va începe școala. Italienii, atât de afectați de pandemia de COVID, iau în calcul toate posibilitățile. Deși există de 10 ani, o școală din Milano atrage din ce în ce mai mulți părinți, pentru simplul fapt că cei mici fac cele mai multe lecții în natură. Cum să-ți menții echilibrul mergând pe niște buturugi, cum să te orientezi în spațiu sau cum să-ți dai seama pe ce calci sunt doar câteva dintre lecțiile învățate cu atâta ușurință de cei mici. Nu sunt scăpați o clipă de sub ochiul vigilent al învățătoarei. L'outdoor ci permette di reinventarci. Di per sé l'outdoor, proprio perché è un continuo cambiamento, una messa in gioco quotidiana del non conosco il bosco in cui vado, non so se ci sarà domani il sole o la pioggia, quindi la predisposizione mentale è già molto orientata alla proattività. La scuola Grinda da din regiunea Lombardia se învață noua normalitate. De fapt, copiii sunt reconectați la natură. Una barbetta di pannocchio e una pannocchia deve ancora crescere che ci vorrà un anno. Școala Anei Podesta nu a apărut pe fondul pandemiei. De 10 ani oferă o alternativă la învățământul tradițional pentru preșcolari. Sediul școlii este la Milano și pe lângă aceste lecții de mediu înconjurător, în curicula sa ocupă un loc important de potrivă cifrele și literele. Ea vede în pandemie șansa școlilor de a se reinventa, chiar dacă pentru o perioadă învățământul va fi online.
Mai multe guverne occidentale acuză Rusia că prin intermediul unui cunoscut grup de hackeri încearcă să fure informații prețioase despre cercetările legate de vaccinul anticovid. Hackerii încearcă să spargă rețelele unor institute de cercetări academice și farmaceutice. Statele Unite, Canada și Marea Britanie afirmă că gruparea rusă de hackeri APT-29, cunoscută și sub numele de Cozy Bear, se află în spatele atacurilor informatice, cel mai recent a avut loc ieri. Pirații sunt cunoscuți de ani de zile, se spune că lucrează direct cu serviciile ruse de informații, dar în ultima perioadă nu se mai auzise nimic de ei. We don't think there was a major threat to the continuation of the vaccine research. We don't know if they took data, it's not in the report. The Russians just last week claimed that they were the first to come out with working vaccine. This isn't true. Specialiștii spun că în acest moment informațiile despre cercetările privind obținerea unui vaccin anticovid sunt prioritatea zero pentru ruși, dar și pentru chinezi. Chinese nationals working as employees at pharma companies have been caught stealing trade secrets both in America and in China. And the CCP has long engaged in cyber espionage and hacking. Faptul că avertismentul privind atacurile cibernetice de amploare ale rușilor a fost lansat coordonat simultan în trei țări, Marea Britanie, Canada și SUA, este un indiciu, spun experții, privind gravitatea situației. Toate instituțiile, autoritățile, companiile implicate în cercetări de vârf pentru obținerea vaccinului anticovid trebuie să-și tripleze măsurile de securitate cibernetică, recomandă specialiștii. Ocupația sovietică a Basarabiei și a Bucovinei de Nord a dus numai necazuri pe aceste teritorii românești, dar una dintre cele mai oribile crime comise de puterea bolșevică a fost condamnarea la foamea băștinașilor. Despre foametea din 1946-1947, considerată de istorici drept genocid, la cei 89 de ani împliniți, Dumitru Novițchi își amintește și cele mai mici detalii ale fără de legilor care i-au distrus copilăria. Mulți au murit, băi, au murit mulți tare de foame. În 1946, Dumitru Novițchi avea 15 ani. Viața era grea, ca după război, dar nimeni și nimic nu prevestea calvarul foametei ce avea să înceapă. Nu era foamete. Oamenii aveau încă pâine. Popșoi drept, că nu s-au făcut popșoi, uite așa au crescut și s-au culcat toți ioars la pământ. Nu fost ploaie, dar greu alea că s-a făcut. Bătrânul spune că foametea a fost provocată și organizată de regimul sovietic, care ocupase Basarabia. Când au venit atunci rușii, de la primărie, era un agent de la primărie și un om din sat, îl țin minte, Moș Gligore Vătavu era, și umblau prin sat cu căruța, doi soldați cu armă, căuta cu juvala greu. Pe pod și făceau acolo câte, eu știu, 5, 6, 10 căruți la primărie și duceau la gară cu soldații. Ok, de ce făceau asta? De ce făceau? Ca să iei, să ducă rosă, dar aici poate, trebuie să moară toți, să nu mai iei nici zare de Moldovan. Asta e libertate, a fost. Ne-a liberat. Mare noroc a avut familia Novițchi că reușise să ascundă vreo 200 de kilograme de grâu. Avea acolo tata o căchiță așa de paie, dar de unde a auzit el că umblă și strâng tot, o leacă de greu făcusă. Și noaptea o săpat o groapă acolo. Uite, la vale aproape de gard, era un zarzar și lângă zarzarul ăsta era o căchiță de paie. Și-o dat căchița și-a înlătă și-o săpat lângă rădășină zarzarului. O groapă, uite așa, când m-o dat și pe mine și-o ținem acolo, puneam paie lângă părete să nu se trece greu. Așa am scăpat, dar la vecini tot le-au luat. Au rămas acolo, nu știu dacă le-au lăsat un sac și au murit toți. Șăsâinși. Da. Mai în scurt, cu grâu aista și cu, ne ducem, era zier, era un umăt, ne ducem în baltă și scotem rădăcină de papără, o aducem acasă, o usca acasă, o dădea la râșință și pune jumătate papără și jumătate grâu
făcea tot. Și făcea așa un fel de turte. Tabloul în vadul lui Isaac, ca și în întreaga Basarabie, era unul dezolant. Umblau oamenii umflați pe drum. Când veneam din Baltă, dușeau morții pe sane, câte doi, trei, în țântirem și îi făceam o mătă, așa îi lepădau acolo. Nu-i mai făcea groapă, numai când nu avea cine săpi groapă, că ei nici nu era în stare să săpi groapă, că nu avea nicio putere, nu avea nici oameni. Era distrugere mare. Foamea a determinat oamenii să se mănânce unul pe altul. Spuneau că Băticeala mănâncă oameni, uite acolo mănâncă oameni. Eu mergeam pe drum și mi era frică. Când vedem omul umflat, zic, asta e gata. Dar era un neam de-a nostru, un cumnat de-a lui tetea. Și era tot de foame umflat, o venit la noi, era umflat așa. Spui drept, țin minte și acum era frică, gata, zic, ne mănâncă și pe noi. Era strașnic de tot, de tot. În termenii actuali, ceea ce s-a întâmplat în Basarabia în 1946-47 se include în noțiunea de genocid. Noi n-am mâncat pâine. Doi ani de zile n-am văzut pâine. Vai, viața aceea care era. Și uite așa au trecut toate. Foamea din anii 1946-1947 a luat în jur de 300.000 de vieți omenești, dar calvarul românilor din teritoriile ocupate de ruși nu s-a oprit aici. După ce au fost înfometați, în vara anului 1949, 10.000 de băștinași au fost deportați în Siberia și Kazahstan. Mierea din Republica Moldova a căpătat renume peste tot în lume. Recent, doi producători autohtoni au obținut medalii de aur, argint și bronz la un prestigios concurs internațional desfășurat în capitala Marii Britanii. În telejurnal aflați cum au reușit ei să cucerească juriul. Fiți alături de noi! Autoritatea Aeronautică Civilă a Republicii Moldova încurajează călătorii să accepte în locul rambursării banilor pentru zborurile anulate în perioada pandemiei, vouchere pe care să le folosească pentru alte curse aeriene. La rândul lor, operatorii din domeniu sunt îndemnați să arate flexibilitate în prestarea serviciilor prin schimbarea datelor de zbor fără aplicarea penalităților sau emiterea voucherelor în cazul zborurilor anulate către țările unde sunt impuse restricții de călătorie pentru cetățenii din Republica Moldova. Transportatorii vor trebui să ramburseze clienților valoarea voucherului în cel mult 14 zile de la încheierea perioadei de valabilitate, în cazul în care acesta nu a fost folosit. Noapte încinsă la piața centrală din Chișinău. Un incendiu puternic a făcut scrum 5 gherete cu produse alimentare. Potrivit Inspectoratului General pentru Situații de Urgență, flăcările au izbucnit la miezul nopții, iar pentru stingerea lor a fost nevoie de 3 echipaje de pompieri. Din fericire, nimeni nu a fost rănit, dar pagubele materiale sunt importante. Nu se știe deocamdată de la ce au pornit flăcările. Incendiul izbucnit la gheretele din piața centrală a făcut pagube pe o suprafață de 30 de metri pătrați. 5 spații comerciale provizorii în care se vindeau dulciuri și produse din carne au fost distruse. Nu vă pot reda. Tremuram toată, nu știam cum a repede să ajung să văd la fața locului și aici. Eu chiar și acum tremur, vă spun drept. Prejudiciu undeva la 45-50.000 de lei. Directorul pieței centrale spune că gheretele arse nu sunt în subordinea întreprinderii municipale, ci aparțin unor agenți economici privați. Ce privește evaluarea prejudiciului, agenții economici vor evalua conform documentelor de proveniență, adică conform facturilor fiscale. La fel, va fi document și deviz pentru reparație, deviz de cheltuieli pentru reparația acestor locuri de comerț gherete, astfel încât să avem o claritate în ceea ce privește suma prejudiciului care urmează a fi înaintată către eventualii responsabili de acest incendiu. Cauzele incendiului urmează a fi stabilite de experții laboratorului experimental antiincendiar. Potrivit IGSU, în ultimele 24 de ore, salvatorii și pompieri au intervenit în peste 30 de situații de risc.
Mierea din Republica Moldova cucerește noi piețe. Doi producători autohtoni au obținut medalii de aur, argint și bronz la prestigiosul concurs internațional London Honey Awards 2020. Procesatorii, care sunt membri ai Asociației Exportatorilor de Produse Apicole din Moldova, au trimis în competiție 5 soiuri de miere, care s-au dovedit a fi pe placul juriului exigent. Nicanor Negru se ocupă de această afacere dulce de mai bine de 6 ani. A pornit de la 100 de stupi de albine, ca acum să dețină peste 500. Antreprenorul spune că 95% din producție o exportă în UE. Anul acesta a decis să participe la concursul London Honey Awards 2020, unde a obținut o medalie de aur, 2 de argint și una de bronz pentru 4 tipuri de miere expediate. Una din condiții de participare la acest concurs a fost ca mierea să fie analizată în primul rând la unul din laboratoarele acreditate, ce ține de calitatea ei sau parametrii de calitate. Acest concurs a costat în degustarea și aprecierea probelor prin metoda oarbă de către mai mulți experți internaționali din țările europene. Deci astfel am reușit ca să fim premiați și apreciați. Deci este o onoare pentru noi. Antreprenorul se poate lăuda cu o gamă largă de miere pentru toate gusturile. La moment am reușit ca să avem o colecție de diferite tipuri de miere, toate care sunt produse în Republica Moldova. Deci dintre ele fac parte miere de lavandă, miere de salvie, miere de rapiță, miere de floarea soarelui, miere polifloră de mai, miere de hrișcă, miere de coriandru, renumita miere de tei, polifloră și salcâm. Nicanor spune că mierea pe care o produce corespunde celor mai înalte exigențe europene. Parametrii de calitate pentru miere de la an la an sunt din ce în ce mai riguroși, deci normele de detecție, chiar și a antibioticilor, deci sunt practic minime sau trebuie să nu fie deloc detectibile, dar iarăși alți parametri de calitate general, precum ar fi umiditatea mierii, deci conținutul de polen, diastază, raportul fructoză-glucoză. În Republica Moldova sunt înregistrați 22 de exportatori de miere. În 2019 s-au exportat 3.940 de tone de miere, din care 90% în Uniunea Europeană. Președintele Asociației Exportatorilor de Produse Apicole din Moldova, dar și directorul cele de-a doua companii care a luat medalie de argint la expoziția London Honey Awards, spune că astfel de rezultate nu pot decât să îi bucure. Noi am trimis numai miere polifloră, fiindcă deci asta este mai mult în Moldova. Am trimis o anumită stare cristalizată în care am vrea ca să fie consumată, deoarece este mai bine decât sănătății și a fost apreciată cu medalii de argint. În Basarabia sunt 8.000 de apicultori care dețin peste 200.000 de familii de albine. Să vedem acum cotațiile valutare stabilite de Banca Națională a Moldovei. Pentru luni 20 iulie, Banca Națională a Moldovei a stabilit un curs oficial de 17 lei și 6 bani pentru un dolar american. Euro se scumpește cu 6 bani, astfel mâine moneda europeană va fi cotată la 19 lei și 50 de bani. Leul românesc va valora 4 lei și 2 bani cu un ban mai mult. Hrivna ucraineană rămâne la 62 de bani. Își păstrează cotația și rubla rusească 23 de bani. Iar pe final să vedem datele meteo. Doamnelor, domnilor, bun găsit! Pentru mâine, meteorologii anunță valori generoase și doar câțiva nori sporadici în Republica Moldova. La noapte, minima va indica între 17 și 19 grade. Iar mâine, maxima va oscila între 27 și 30 de grade Celsius. Precipitații nu se prevăd. La Chișinău, în această noapte, vor fi în jur de 18 grade, iar maxima zilei de mâine va urca până la 28, poate chiar 29 de grade. În România, mercurul în termometre va oscila între 20 și 34 de grade Celsius. În vest se anunță ploi. Doamnelor, domnilor, atât pentru această oră, numai bine!
Iată, jurnalul a ajuns la final. Știrile noastre le găsiți pe tvremoldova.md sau pe pagina de Facebook, unde așteptăm opiniile și comentariile dumneavoastră. Rămâneți cu TVR Moldova. Sunt Victoria Colesnic și vă mulțumesc pentru atenție. O seară liniștită vă doresc. La revedere!